Mă unesc și eu împreună cu corul și spun amin. Acelui ce era, acelui ce este și va fi în veci de veci să fie gloria. Amin. Despre același Domn și Mântuitor Iisus Hristos vreau și eu să vestesc în seara aceasta. El a făcut lucruri minunate cât a fost pe pământ între oameni și după înălțarea Lui, așa cum a scris în cuvântul Său și a promis, a făcut și mai minunate lucruri. Bineînțeles, nu îl întrece pe acela pe care l-a făcut El însuși, mântuind omenirea. Dar în afară de lucrările pe care El le-a făcut pe pământ, prin ucenicii Lui, prin apostolii Lui, a făcut lucrări și mai mari decât El însuși a făcut cât a fost pe pământ, pentru că aceasta a fost promisiunea Lui. Dacă mă duc la Tatăl, vă este de folos, că-și veți face lucrări mai mari decât am făcut eu în numele meu, a spus El. Slăviți să fie numele Lui. Trebuie în această seară să conclud într-un anumit mod, pentru că suntem în ultimul capitol din Faptele Apostolilor. În capitolul 28, puțin în viața lui Pavel, s-au spus multe lucruri aici, dar pe mine un lucru m-a marcat în mod esențial în viața acestui om. Cu toții, ca oameni pe pământ, ne facem planuri de tineri, ne gândim la ce școli să ne ducem, ne gândim ce carieră să ne facem, ne gândim cum să ne pregătim, știu eu, un adăpost, cum să ne pregătim viața de viitor pentru o familie. Ne facem planurile noastre fiecare și acest om și-a făcut și el planurile lui. De mic, iubind pe Domnul, și-a ales să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. A găsit un bun învățător și a studiat la picioarele lui. Când a terminat școala lui acolo, cu mare zel, a plecat pe drum să slujească pe Dumnezeu, neștiind că ce face este rău. Și într-o bună zi, acel pe care îl iubea și vrea să slujească în modul în care el a înțeles, i-a ieșit înainte pe drum. Aici se arăta îndurarea lui Dumnezeu, de aceea vreau să puntez întâlnirea aceasta minunată pe care omul acesta a avut-o în viața lui cu Dumnezeu și este cea mai minunată întâlnire care marchează viața omului care are contact cu puterea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru care s-a trecut cu vederea probabil în tot ce s-a spus din cartea aceasta și despre omul acesta, despre acest mare apostol al neamurilor. Omul acesta, când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și a văzut strălucirea Lui, a rămas orb deodată. S-au închis ochii lui pământești și n-a mai văzut în jurul lui nimic. A trebuit alții să-l ducă până în Damasc. Dar s-a întâmplat ceva care este de folos și minunat de s-ar întâmpla în viața tuturor copiilor Dumnezeu care îl întâlnesc în viața lor. S-au închis ochii trupești, dar i s-au deschis cei spirituali. Și a început să vadă în Duhul. Spune Dumnezeu despre lucrul acesta. Nu oamenii au scris, nici El n-a scris în cartea Faptele Apostolilor, cuvintele acestea, Dumnezeu le-a spus lui Anania când l-a trimis să se ducă la el. I-a spus, iată că te așteaptă Pavel să te duci la el să-l vindeci, că a văzut în vedenie pe unul care va pune mâinile peste el și își va recăpăta vederea. Dumnezeu confirmă lucrul acesta minunat. Nu mai vedea pământește, pentru câteva zile n-a mai văzut, dar spiritual vedea. Și vreau să menționez apăsat lucrul acesta. A rămas vederea aceasta spirituală în viața lui pentru totdeauna cât a trăit. A văzut splendoarea lui Dumnezeu. A văzut lucrările minunate ale lui Dumnezeu și Dumnezeu numai prin Duhul Sfânt și prin darul acesta al vedenilor care l-a dat, l-a călăuzit în tot parcursul vieții lui în slujire. Ce minunat slujitor de dorit să fie oriunde în orice biserică a lui Dumnezeu. Un om cu ochii deschiși spiritual. Mulți oameni văd, citesc, studiază, învață tot felul de lucruri despre Dumnezeu, le explică, fac școli, fac seminare, nu sunt rele lucrurile acestea, sunt bune. Și el a făcut lucrul acesta. Dar a avut într-o zi o întâlnire directă cu cel despre care a studiat, cu cel despre care a învățat și cu cel pe care vrea să slujească și nu știa cum să o facă mai bine. Crezând că face bine, prigonea biserica lui Dumnezeu. Și într-o zi Iisus vine la el și îi spune, nu de ce prigonești biserica lui Dumnezeu, ci i-a spus așa, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și atunci el a spus, ce să fac, Doamne? Și Domnul i-a spus să se ducă în cetate și acolo îi se va spune ce are de făcut. Vreau să vă spun, noi vom citi și vom studia în seara aceasta, în principal,
momentul ajungerii sale la Roma. La Roma omul acesta a ajuns, cum și fratele Radu citea mai înainte, pentru că Dumnezeu a vrut ca el să ajungă acolo. Știm bine că și prin darul acesta care l-a primit și cu ochii deschiși spiritual, el a fost înștiințat de Dumnezeu întotdeauna în ce cetate să meargă să vestească Evanghelia și în ce cetate să nu meargă să vestească Evanghelia. Și el n-a făcut nimic de capul lui. A urmat întru totul aproape modelul Domnului Iisus Hristos. Cum Domnul Iisus Hristos spunea, eu n-am făcut nimic de la mine, ci fac tot ce aud de la Tatăl, ce îmi spune El, aia fac, nimic altceva de la mine. Apostolul Pavel a călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos și a avut tăria într-o zi să spună, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Că l-a oprit Domnul Iisus Hristos, el nu s-a dus de cap lui să spună, eu vreau să vestesc Evanghelia și acolo, ce-mi pasă, ce spune Duhul Sfânt, îl ignor, data aceasta vreau să fac lucrul care vreau eu să-l fac. Niciodată nu s-a împotrivit și dacă a fost oprit, a fost oprit și nu s-a dus. Și dacă Domnul i-a spus, du-te în altă cetate, s-a dus unde Domnul l-a trimis. Și mare și minunată lucrare poți să faci când Domnul te însoțește și mai ales când asculți de glasul și călăuzirea Lui prin Duhul Sfânt. Dacă este nevoie de ceva, fraților, în vremea în care noi trăim, pentru slujitori în principal și ceilalți care sunt copii ai Domnului, este nevoie de călăuzirea aceasta spirituală prin Duhul Sfânt să fie ochii deschiși. Ca să poți să faci întotdeauna ce Dumnezeu vrea să faci și niciodată să nu dai greș. Căci când dăm greș, plătim, avem consecințe pentru greșelile care le facem. Dar când suntem sub călăuzirea Duhului Sfânt, sub autoritatea Duhului Sfânt și umblăm pe pământul acesta cârmuiți de Duhul Sfânt, nu sunt greșeli, fraților. Și spune în Scriptură cuvântul Domnului că și Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. N-ar să existe eroare acolo când Duhul Sfânt este în control. Omul acesta ajunge la Roma. Știm cu toții călătoria care a făcut-o n-a fost ușoară, a fost și încercări pe drum. Pentru el deja era trecut prin multe, fraților. Spatele lui era tare, întărit de Domnul, de Duhul Sfânt. A trecut prin multe omul acesta. A luat bătăi pentru numele Domnului. A fost închis pentru numele Domnului, a fost lovit cu pietre pentru numele Domnului. Toate acestea, dragul Domnului, știți de ce? El l-a văzut? Splendoarea Lui. Și de dragul Lui, când l-a văzut cât este de minunat, cât este de frumos, cât de mare este slava Lui și ce frumos strălucește, s-a uitat la lucrurile în care a investit în tinerețea Lui și a spus așa, tot ce am făcut până acum este ca un gunoi. Planurile mele, școala mea, aptitudinile mele, tot ce am făcut, comparativ cu prețul nespus de mare a lui Hristos, comparativ cu mântuirea pe care El oferă și comparativ cu slava Lui, și a lăsat tot ceea ce era important pământește pentru un om și a ales cu sacrificiu, cu jertfă, cu zel și cu dragoste, mai multă decât avea înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, să slujească până va sfârși viața pe pământ. Minunat ar fi dacă cel puțin slujitorii și ceilalți care însoțesc adunarea să ia aceeași decizie pentru viața lor. Dau tot ce am pentru Hristos și îl urmez cu toată dragostea. Poate mulți dintre noi, dacă ni s-ar cere lucrul acesta, ne-ar arege Domnul și ar spune, de azi înainte trebuie să slujești, ne-ar fi poate greu să facem astfel de decizie, să lăsăm totul în urmă și să mergem pentru Hristos. Nu spune în Scriptură că și Pavel s-a căsătorit, dar spune că și l-a iubit pe Dumnezeu și s-a dat toată viața pentru slujba Domnului. A pus-o la dispoziția Domnului, la picioarele Domnului. Și unde Domnul îl chema, unde îl trimitea, el acolo mergea însoțit de Domnul. Minunată lucrare a făcut Dumnezeu prin omul acesta. S-a scris multe pagini în istorie prin decizia înțeleaptă pe care a luat-o. A pus în balanță lucrurile pământului și cu lucrurile lui Dumnezeu și a văzut prin Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și a considerat-o cea mai valoroasă și, într-adevăr, fraților, drept vorbind după Scripturi, este cea mai valoroasă. Dacă un om în toată viața lui, auzind cuvântul Domnului de mii și mii de ori, căci astăzi cuvântul Domnului este mai vestit ca oricând, este mai studiat ca oricând, este mai învățat ca oricând și mai predicat ca oricând, n-are cum omul pe pământ să spună că și n-a auzit de Hristos vreodată. Dacă în toată viața lui, auzind cuvântul Evangheliei, nu ia măcar odată în viață decizia să-și dea viața Domnului, a pierdut totul. Tot ce avem pe pământ este scurt, de scurtă durată. Poate uneori ne punem încrederea în lucrurile pământești. Pavel a spus și despre acestea.
N-am nevoie de ele să-mi pun încrederea în ele. Încrederea mea este în Dumnezeu. Oriunde sunt, Domnul este cu mine. Și aici la Roma, unde a ajuns, vedem, a întâlnit pe frați. Vreau să vă spun ceva despre lucrul acesta. Pentru mine cuvântul frați înseamnă foarte mult. Era ceea ce el lucra, fraților. Când întâlnea un copil al lui Dumnezeu, pentru el era ca și cum l-ar fi întâlnit pe Dumnezeu față în față. Era cei cu care urma să moștenească împărăția lui Dumnezeu împreună. Și ori de câte ori se întâlnea cu frați undeva, sau vestea Evanghelia și oamenii se întorceau la Dumnezeu, era rodul lui. Și era rodul Domnului Iisus Hristos, era rodul jertfei Domnului Iisus Hristos. Și pentru el era cel mai important lucru de pe pământ, cel mai importantă întâlnire să întâlnească pe frați. N-avea nevoie, poate, de bani în Roma. N-avea nevoie, poate, de limuzină în Roma. N-avea nevoie, poate, de nu știu ce alte favoruri în Roma, dar avea nevoie de mângâierea fraților. Avea nevoie de întărire în Duhul Sfânt pentru lucrarea care stătea înainte să o facă, că el n-a ajuns la Roma numai să viziteze Roma. Cum unii dintre noi facem, ne ducem de dragul că știm că e frumos acolo și un punct turistic, mergem să vizităm Roma. Vedem Coloseum, vedem, știu eu, alte lucruri minunate acolo. Dar el avea o misiune specială de făcut acolo, trimis de Dumnezeu, să vestească Evanghelia și acolo. M-am uitat, cum scrie aici în Scripturi, când i-a văzut Pavel pe frați, i-a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Vreau să întreb un singur lucru. Când noi vedem pe frați, mai mulțumim lui Dumnezeu? Sau dacă vedem un frate, spunea, știu eu cine este. Și dacă te întâlnești cu altul, spune, m-am întâlnit cu cutare. Man, știi, și aia, și aia, și aia, și vorbim de rău. Apostolul Pavel, când vedea pe unul care știa că este al lui Hristos, era în stare să-l cuprindă și să nu se mai dezlege de el. Așa de mult iubea pe frați și s-a îmbărbătat prin ei. Nu ne cinsti pe frații de lângă tine, uită-te bine la ei, în stânga și în dreapta ta, unde stai. Cu ei moștenești împărăția. Ce vei face astăzi cu ei, vei întâlni mâine. Dacă astăzi îi bajocorești, nu vei fi cu ei. Vei rămâne să bajocorești împreună cu Satan pe frați. Dar dacă astăzi îi cinstești și îi iubești, vei fi cu ei acolo unde se duc ei. Îi numeri pe degete poate pe unii care să vede în viața lor Hristos luminând. Vreau să fie toți de aici luminați de Hristos și să poarte lumina lui Hristos oriunde sunt. Fraților, trăim vremuri foarte încurcate, cum și în vremea Apostolului Pavel erau vremuri încurcate și dacă te uiți în jur astăzi, nici nu știi ce să mai crezi, ce să mai aștepți, ce mai hotărăște și țara aceasta, ce se mai întâmplă și pe pământul acesta, o năvală aruncă Satana pe lume și târâie capcane cu tot felul de spurcăciuni pentru că Dumnezeu a lăsat lumea aceasta în pornirea inimii ei pentru că s-a pornit spre rău, cum era în vremea lui Noe când i-a nimicit și i-a spus că a părut rău că l-a făcut pe om din pricina că erau toate gândurile pornite numai spre rău. Astăzi parcă se întâmplă același lucru, mai rău ca atunci. Și oamenii nu mai au nici respect, nu mai au nici bun simț, nu mai au nici dragoste, nici firească, nici dumnezească, nici niciun fel. Nu vor să mai audă, îi arde urechile să audă de Dumnezeu. Atât ar trebui unui politician să spună ceva de Dumnezeu. În parlament sau oriunde s-a aflat el pe opoziție. Nu suportă lumea așa ceva. Dar măcar noi, frații, să avem legătura aceasta a dragostei între noi, că spune în cuvântul Domnului așa, din pricina că veți iubi unii pe alții, vă veți iubi, va ști lumea că sunteți ai mei. Dacă noi ne pierdem dragostea aceasta unii pentru alții, fraților, nimic nu mai vede lumea la noi, nimic, nimic, n-are ce să mai vadă. Ce să vadă la tine dacă urăști ca și ei? Ce să vadă la mine dacă mă port ca și ei? Dragostea trebuie să crească noi, rugați-vă pentru aceasta, ca dragostea să sporească noi, căci dacă suntem în Hristos, suntem dragoste, nu putem să fim ură. Trebuie să iubim pe frații, într-adevăr, greșim toți. Sunt multe lucruri de corectat la mulți și la mine și la alții, dacă am stat să ne analizăm unii pe alții, n-am terminat analiza asta toată viața, fraților. Și unii din păcate au căzut în analiza aceasta și nu mai termină. Până mor, așa se duc, analizând pe alții. Poate ar fi vremea, fraților, să ne analizăm pe noi. Și să vedem, mai iubim pe frați sau unde suntem? Că spune Scriptura așa că dacă nu iubim pe frați, nici pe Dumnezeu nu-L iubim. Și cum să ajungi în împărăție fără să iubești pe Dumnezeu și pe frați? Căci frații sunt al lui Dumnezeu, este jertfa lui Hristos care s-a dat pentru ei să-i mântuie. Și n-ai altă cale decât să iubești dacă vrei să fii cu ei.
Domnul să ne dea pricepere, înțelepciune și călăuzire, să strângem rândurile, căci vom avea mult de luptat. Aparent pare că toate lucrurile merg bine, fiecare merge la lucrul lui, ne facem jobul, venim acasă, avem grijă de familie, ne facem lucrurile de care avem nevoie și pare tot o liniște. Liniștea aceasta, vreau să vă spun, că se va termina curând. Dar ce ne va mai rămânea nouă va fi dragostea, care este Dumnezeu și care sunt frații care ne înconjoară. Acum cunoaștem puțin frați, sunt aici, dacă nu merg în sala, aproape 300 sau mai bine. Dar sunt mii și mii de frați care nu i-ai văzut vreodată la ochi, dar când îi vei întâlni, cum Pavel aici a întâlnit niște frați care nu i-a cunoscut dinainte, dar când i-a văzut, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru ei și s-a îmbărbătat prin ei, slăvit să fie Domnul. Haideți la fel să-i primim pe frați și să ne îmbărbătăm prin ei. Și dacă avem cu ce ne lăuda aici, ceva pe pământ, ne vom putea lăuda cu Iisus și cu frații noștri. Așa spunea Pavel, mă laud cu voi în Hristos! Mă laud cu voi! Și noi parcă opozit, se întâmplă la noi invers, ne plângem unii de alții. Doamne, iartă-ne în seara aceasta. Dacă știți că ați făcut lucrurile acestea, fraților, nu vă fie rușine, mărturisiți-vă chiar. Spuneți fraților care ați gândit rău despre ei, am gândit asta despre tine și dacă n-am fost drept, spune-mi și te rog, iartă-mă. Vreau să ajung în cer. Spune cuvântul Domnului așa, doar prin mărturisire, cu gura, să ajunge la mântuire. Și la fel când se greșește înaintea Domnului, mărturisit păcatul, mărturisit de greșeala, doar atunci este iertată, nu când o ții ascunsă toată viața și nu știe nimeni ce gândești și ce faci împotriva fraților, prin spate discutând cu alții. Apostolul Pavel n-a făcut așa ceva, fraților. Ne este un model în Scriptură. Pentru el, frații au fost rodul suferinței Domnului Iisus Hristos și rodul său în lucrare. Facă Domnul să avem aceeași vedere spirituală în lucrarea lui Dumnezeu și să ne bucurăm de toți cei ce sunt răscumpărați ai Domnului și să adună, nu cu alte motive decât să-L laude pe Domnul împreună cu noi, bucuroși că Domnul ne-a mântuit. Se bucură de aceeași lucruri de care ne bucurăm și noi, căci Domnul ne-a mântuit. Nu avem altă bucurie mai mare decât aceasta și Domnul să fie proslăvit de aceasta. Ajunge Apostolul Pavel în discuție, cum în primul rând el făcea lucrurile acestea când ajungea într-o cetate nouă și avea de vestit Evanghelia, se ducea la cei ai Domnului și a mers la poporul ales al Domnului, a mers la iudei și a convocat o întâlnire cu ei. Le-a spus motivul pentru care este acolo și sublinează în versetul 20, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au luat la cunoștință de subiect și și-au dat seama că pe undeva partida aceasta se strânește mare împotrivire și au dat altă întâlnire în altă zi la el acasă. Și despre aceasta vreau să punctez puțin. Apostolul Pavel a suferit foarte mult în viața lui, dar ori pe unde a trecut, Dumnezeu i-a purtat de grijă. Fraților, trecem prin încercări, într-adevăr, pe calea cu Dumnezeu. Dar nu uitați un lucru. Oriunde ați fi, orice ați face, vă spun aceasta și din experiența care eu am trăit-o pe pielea mea, când am fost în alte lucruri să slujesc pe Dumnezeu și am fost în misiuni și în alte lucruri unde Dumnezeu m-a chemat, a avut Dumnezeu grijă întotdeauna să am hrană cât îmi trebuie, nu cât nu-mi trebuie, luați bine seama la aceasta, cât îmi trebuie să am unde să dorm și să am posibilitatea să-L vestesc. Se deschideau căile acestea. Acest lucru minunat s-a întâmplat cu Apostolul Pavel când a ajuns la Roma, spune așa cuvântul Domnului aici, i-au dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș numai care îl păzea. Un loc deosebit pentru un slujitor al Domnului pregătit dinainte. Cu ce motiv? Acolo, în casa aceea unde el locuia, în locul acela deosebit, i-a chemat pe copiii lui Dumnezeu să le vestească Evanghelia. Pe aleșii lui Dumnezeu. Căci în a doua întâlnire n-a făcut altceva decât să le vestească calea mântuirii. Și trist lucru, cum de obicei s-a întâmplat, foarte mult a avut împotriviri din partea iudeilor Apostolul Pavel în lucrarea pe care a făcut-o între neamuri. Și în acest loc, în Roma, după ce au auzit ei ce le vestea el, s-au întristat foarte mult. Unii au crezut, alții s-au împotrivit, a început să facă răzvrătire și necazurile au început să vină într-un anumit fel. Și mi-a pus întrebarea aceasta și am citit chiar ce îi deranja așa de mult pe iudei, deci se împotriveau când auzeau Evanghelia. Era un lucru foarte adânc la ei, care venea din urmă, de la Avram.
și care era dat prin Dumnezeu, era vorba de legea poporului lui Dumnezeu, dată de Dumnezeu prin Moise. Când luau contact cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu puteau să o accepte din simplul motiv, pentru că ei știau că și prin lege și prin jertfe și prin faptele care le fac împlinind legea, ajung la mântuire și nu considerau necesară jertfa Domnului Iisus Hristos ca să-i mântuiască pe ei, pentru că ei se știau că erau poporul Dumnezeu și nu aveau nevoie de alt substitut pentru mântuire. Dar Iisus n-a venit ca substitut. Spune în Maleahii lucrul acesta. Tot ceea ce au făcut ei din pricina că s-au depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu n-a mai putut primi jertfele lor, n-a mai putut primi închinarea lor și a refuzat cu totul să primească. Pentru că spune într-un loc, mă înșelați, spune Domnul. Și cu zeciuieli și cu tot ce faceți pentru mine, a ajuns să fie totul superficial și chiar la ușa templului, la locul unde se închina, la locul sfânt, s-a ajunsese la curvie, unde preoții care locuiau în templu ieșeau afară și se culcau cu femeile de la poarta templului. Câtă urăciune era acolo, cât Dumnezeu n-a mai putut suporta. A spus, astfel de închinare, nu mai vreau. Și a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să-i poată răscumpăra cu adevărat și o jertfă veșnică de ispășire să fie dată pentru ei și pentru întreaga lume, prin care cei ce cred să poată primi mântuirea. Căci nu mai era nimic pe pământ plăcut înaintea Domnului și să poată primi. Și a trimis pe însuși Fiul Său, pe care îl putea privi, pentru că era sfânt. Sfânt, sfânt, slăvit să fie Domnul. Toate lucrurile acestea au fost pentru Pavel lucruri care le-a mai întâlnit. N-a fost ceva nou, de aceea nici nu s-a speriat să rămână, cum încheie în capitolul 28, cuvântul Domnului, încă 2 ani întregi în Roma. Alții dintre noi, dacă ar fi întâmpinat o astfel de încercare știind cât de răi erau ei, de porniți la rău iudeii și că nu acceptau sub niciun fel să audă despre Mesia, despre Domnul Iisus Hristos, despre Salvator, altul decât legea, ar fi poate plecat din Roma, măcar să nu mai aibă de treabă cu ei. Dar el nu s-a temut de oameni. El s-a temut de Dumnezeu și s-a încrezut în Dumnezeu, știind că Dumnezeu poate să-l scape, cum înaintașii lui. La fel și-au pus încrederea în Dumnezeu și au spus, chiar dacă nu ne scapă Dumnezeu din încercarea aceasta, noi tot în El ne credem. Dar Domnul și-a arătat slava și întotdeauna a ocrotit pe aleșii Lui. Chiar dacă au trecut prin încercări, chiar dacă au trecut prin închisoare, chiar dacă au purtat lanțuri, chiar dacă au fost bajocoriți, chiar dacă au fost loviți cu nuiele, chiar dacă au fost împroșcați cu pietre, prin toate Dumnezeu i-a scos biruitori. Și au putut suferi pentru slava Domnului, cum Domnul Iisus Hristos spunea într-o altă împrejurare, dacă mie îmi fac lucrurile acestea, ce se va întâmpla cu voi? Dar încredeți-vă în mine, căci eu am biruit lumea și voi o veți birui. Slăviți să fie Domnul, căci El ne dă putere să biruim lumea, fraților, și să rămânem în picioare credincioși până la sfârșitul vieții. Și Domnul să ne dea putere la aceasta. Și încă un lucru ultim vreau să mai punctez. 2 ani la rând, întregi, spune cuvântul Domnului aici, a locuit în Roma, în chirie, și a vestit cuvântul Domnului în casa în care locuia. Spune așa, căci primea pe toți cei care veneau să-l vadă și erau interesați să audă Evanghelia Domnului. M-am gândit la lucrul acesta și mi-am pus în balanță însuși viața mea și am spus, casa mea oare pentru ce este deschisă ca slujitoare a Domnului? Să primesc doar pe cine accept, să primesc doar pe cine iubesc, să primesc doar pe cei care îmi fac favor, să primesc doar pe cei care sunt în aceeași, știu eu, gândire cu mine, sau ce fel de criteriu am eu când primesc pe oameni în casa mea? Sunt așa de deschis ca și el, primesc pe oricare vine să mă vadă și împărtășesc cu el dragostea lui Dumnezeu, ne făcând părtinire și ne privind la fața omului? Sau fac deosebire? Domnul să ne păzească de lucrurile acestea, să nu ajungem niciodată să facem deosebire între oameni și pentru fiecare om, cum spune cuvântul Domnului, este pregătită calea mântuirii. Domnul nu vrea ca un păcătos să piară, ci vrea să fie mântuit. Dacă pe ușa ta, în casa ta, a intrat cineva și chiar nemântuit fiind, ai șansa să-i vestești Evanghelia în casa ta, nu să povestești de alte lucruri, de ce ai construit, de ce ai făcut, de ce ai muncit, toți muncim, toți construim, știm fiecare care e viața pe pământ și că e grea. Lucrurile acestea bine este să le lăsăm deoparte. Când vine cineva la noi, să vorbim de Dumnezeu cu ei. Și dacă vin frați, ne întărim în Domnul împreună și Domnul să ne dea biruință în toate lucrurile acestea minunate. Amin. Slăviți să fie Domnul! Aș dori să facem rugăciunea de încheiere. În rugăciunea aceasta de încheiere aș dori să ne rugăm pentru
tinerii, o parte din tinerii noștri pleacă înspre Adelaide din săptămâna aceasta, unde va fi o tabără a tineretului. Sunt în jur de 22 de tineri care pleacă unii cu avioanele, alții cu mașinile. Aș dori ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i păzească pe drum pe toți, și pe cei care zboară și pe cei care călătoresc cu mașină. De asemenea, ne rugăm pentru toți frații care călătoresc, care știm că sunt duși, nu-i menționez cu numele, doar un singur lucru, menționez pe fratele Bădiță, după care am înțeles că va sosi în săptămâna aceasta în orașul nostru, dorim ca Dumnezeu să-l păzească și pe el să ajungă cu bine în locul acesta. Vă invit să ne ridicăm în picioare și totodată mulțumim lui Dumnezeu și pentru seara aceasta în rugăciune în comun. Amin.